Tiziana Bacoșcu și împreună cu colegul meu Vlad, vă prezentăm prima ediție a emisiunii Top Talent Show. Sâmbătă 12 ianuarie a avut loc prima etapă a concursului Top Talent Show, numită și preselecția producătorului. În urma acestei etape, numai puțin de 20 concurenți au rămas pentru preselecția cu juriu, ce va avea loc această săptămână, mai exact sâmbătă, pe 19 ianuarie. Cum te numești? Ghizan Roxana Ana Maria. Și câți ani ai tu, Roxana? Aproape 9. De ce ai vrut tu să participi la acest concurs? Fiindcă n-am mai fost la niciunul. Și ai vrut tu sau te-au îndrumat părinții? Am vrut eu. Transmite-le ceva celor care te urmăresc acum și îți țin pumnii. Îi mulțumesc tuturor care îmi țin pumnii și îi iubesc. De acest concurs și ce te determina să participi? Am aflat pe internet și, bineînțeles, faptul că îmi place să mă plac. De cât timp aveți? De când mă știu, pe aceea am început să cântăm mai mai avut experiențe în acest Da, am cântat la ziua de concurs, spectacol, atât singură, și prima drumă și te-aș ruga să transmiți un mesaj celor care te susțin. Sper să mă susțineți în continuare și vă dați ce mai Bună, mă numesc Carina Mihaila. Și câți ani ai? Am 10 ani. De ce vrei să particip la acest concurs? Vreau să particip la acest concurs, să câștig premiul, ca să pot să-mi continui lecțiile de cantă și de teatru. De când faci tu aceste lecții? De cam un an. Și unde le faci? La Asociația Domi Dance. Transmite-le ceva celor care te susțin. Celor care mă susțin, le spun că n-o să-i las niciodată dezamăgiți și o să fie mândri de mine. Then I kiss your eyes and I think I will.
together. And I just wanna see you with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you. Dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Este numele tău? Ana Maria Roșu. Și câți ani ai? 16. Ce te-a determinat să participi la acest concurs? Posibil curiozitatea. N-am mai fost până acum la un concurs de genul. O experiență nouă pentru tine. Pot spune că de 2 ani de zile am început să cânt în adevăratul sens. Singură sau ai avut un ajutor? Fac ore de canto, deci am o pregătire. Transmite-le ceva celor care ne privesc și te susțin. Vreau să-mi salut toată familia și toți prietenii. V-am pupat!